Domnul ministru, merge? Poate bune? Bună ziua! Bine v-am găsit! Domnule președinte! Faceți? Bine v-am găsit! Bună ziua! Paul Iese. Bună ziua. Excelența voastră, domnule președinte al României, distinse domnule ministru al educației, doamnelor și domnilor, distinși oaspeți, stimați elevi, părinți și colegi. Vă rog să-mi permiteți să începem ceremonia de deschidere a anului școlar 2015-2016. Și un privilegiu pentru mine personal și pentru școala noastră să ne fiți astăzi alături. Nu avem suficiente cuvinte pentru a exprima mândria pe care o simțim, domnule președinte, când prima deschidere a anului școlar, în calitatea dumneavoastră de președinte al tuturor românilor, se întâmplă la Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște. Pentru noi, marea familie a școlii noastre, prima zi de școală este o zi a bucuriei, iubirii, recunoștinței și speranței. Bucuria revederii, iubirea împărtășită cu cei dragi, recunoștința că pornim din nou, împreună, în frumoasa călătorie a noului an școlar, speranța într-un an mai bun și un viitor mai bun pentru noi toți. Noi suntem una dintre școlile cele multe din această țară, care își cunoaște misiunea, și are tenacitatea de a munci pentru rezultate într-o echipă din care fac parte elevii și profesorii, părinții și partenerii noștri din oraș, din județ, din țară și de oriunde din Europa și de pe alte meleaguri. În anul în care, la reuniunea de la Riga, miniștrii europeni ai educației care au în portofoliu și învățământul profesional și cel elevilor de la Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște. În numele generației mele și a celor care pășesc astăzi pentru prima dată pragul școlii, vă rog să-mi permiteți, domnule președinte al României, domnule ministru, distinși oaspeți, iubiți dascăli și părinți, să vă mulțumim pentru că ne sunteți alături la începerea anului școlar și pentru că, așa cum vă cunoaștem, ne veți fi alături mereu. Și vă prezentăm legământul nostru. Astăzi, 14 septembrie 2015, aici la Târgoviște, în fosta capitală a țării românești, noi, elevii Colegiului Economic Ion Ghica Târgoviște, cu respectul cuvenit trecutului glorios al înaintașilor noștri de pe aceste meleaguri, depunem legământ de credință în școala românească.
în rolul ei de a ne da un viitor în țara noastră. Și vă cerem vouă să ne rămâneți parteneri într-o împlinire acestui ideal. Să nu lăsați niciun copil, niciun tânăr, niciun adult în afara educației, atunci când au nevoie și trebuie să învețe. Să faceți ca educația să fie fundația demerinii noastre ca oameni și profesioniști. Dați-ne educație de calitate, ca noi, tânăra generație, să clădim un viitor sustenabil pentru noi toți, la noi acasă. Vă asigurăm pe toți cei care astăzi ne sunteți alături, pe excelența voastră, președintele tuturor românilor, oaspetele nostru cel mai de seamă, că vom continua a face din a învăța și a fi cetățean democratic, crezul nostru suprem. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acesta este legământul nostru pe care cu onoare și mândrie vi-l mânăm, excelența voastră, domnule președinte al României, împreună cu cheia școlii noastre, care să vă deschidă orice cale spre bunăstarea noastră, spre lucruri bine făcute. În numele tuturor celor prezenți, vă rog să-mi permiteți, excelența voastră, domnule președinte al României, să vă invit să ne adresați mesajul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, doamna director, domnule ministru, înalt preasfinția voastră, onorate autorități, stimați părinți și dragi elevi, doamnelor și domnilor, este pentru mine o onoare și o bucurie să mă aflu alături de dumneavoastră la deschiderea anului școlar. Faptul că sunt aici în calitate de președinte a României nu schimbă cu nimic emoția primei zile a unui nou an școlar, care a fost întotdeauna pentru mine un moment special. Ca profesor, am privit generații de elevi de la intrarea în liceu până la absolvire. Ca președinte, această ocazie capătă o semnificație în plus legată de convingerea mea că educația este calea către o Românie puternică și prosperă. De aceea, vreau să relansez educația ca temă de dezbatere națională. Am ținut să marchez acest moment alături de elevii și profesorii de la Colegiul Economic Ion Ghica, pentru că îl consider unul dintre exemplele de performanță, conectare cu realitatea și inițiativă. Țin să vă felicit în acest sens. Mulțumim. Nu mă refer doar la faptul că 94% dintre elevii de aici au promovat sesiunea trecută examenul de bacalaureat, că 85% continuă în învățământul universitar și 90% dintre absolvenții de școală profesională se integrează pe piața muncii. Am în vedere și un alt aspect. Modul în care a fost gândit și organizat învățământul aici poate fi o sursă de inspirație pentru o viziune asupra întregului sistem. Cred că o asemenea viziune trebuie să răspundă la câteva întrebări simple. Prima dintre ele este ce vrem să învețe elevii la școală. În acest sens, nu cred că ceea ce contează este cantitatea informațiilor, ci capacitatea lor de a asigura un fundament de cunoștințe și valori, de a pregăti drumul în viață al celor care ies de pe băncile școlilor. A doua întrebare, la care trebuie să răspundă o viziune articulată asupra sistemului de învățământ, este ce opțiuni au elevii și cum promovăm performanța și meritocrația. Aceasta nu se măsoară doar prin note și nivelul lor,
ci prin faptul că fiecare elev este încurajat să-și descopere propriile aptitudini, interese și domenii în care poate performa și apoi să aibă șansa reală de a o face. Cu alte cuvinte, orice elev trebuie să aibă opțiuni de parcurs. Ideea că toți trebuie să știm de toate și trebuie să fim buni la toate este depășită și neproductivă în lumea de azi. O societate este, până la urmă, ca o echipă care câștigă dacă fiecare își găsește zona de expertiză și excelență, dacă fiecare este încurajat să crească și motivat să fie cât mai bun în ceea ce face. Asta înseamnă pentru mine susținerea performanței și meritocrației. Centrarea educației pe elev nu este un slogan care sună bine și pe care din când în când politicienii își aduc aminte să-l folosească. El trebuie să fie un principiu care conduce la decizii și să se reflecte în practică. Aici, la dumneavoastră, vedem că acest lucru este posibil. Al treilea element pe care îl văd esențial în materie de educație este corelarea ei cu piața muncii, cu realitățile și nevoile din societate. Mai simplu spus, o educație performantă nu produce șomeri, ci absolvenți care au perspective de carieră, care sunt competitivi și așteptați pe piața muncii. Aici, parteneriatul cu mediul privat este esențial și trebuie încurajat. Nu este rolul meu ca președinte să intru în zona politicilor publice foarte concrete, dar este, cred eu, responsabilitatea mea să vorbesc răspicat despre aceste lucruri, mai ales că am asumat educația ca proiect personal și am inclus-o ca element cheie în Strategia Națională de Apărare. Aștept de la decidenții politici să se aplece cu mai multă atenție asupra unor asemenea teme majore și să răspundă la ele. Iar eu, în contextul prerogativelor mele constituționale, pot oferi cadrul pentru o dezbatere foarte serioasă asupra lor. Dragi elevi și profesori, doamnelor și domnilor, aș dori în același timp să folosesc această ocazie pentru a sublinia rolul învățământului profesional și tehnic în interiorul acestei viziuni. Prin prezența mea aici, vreau să transmit un mesaj de susținere și încurajare acestui tip de învățământ. Contribuția sa la societatea viitorului implică tocmai acel parteneriat cu mediul privat despre care am vorbit, dar și colaborarea comunitară. Conectarea la acest tip de învățământ poate face diferența între o diplomă formală și un viitor profesional de succes. Părinții au în acest context un rol esențial. Ei contribuind decisiv la creionarea viitorului copiilor. În ultimii ani, capacitatea și disponibilitatea sectorului economic de a colabora cu școala românească a crescut. Un model de succes s-a dovedit a fi învățământul dual, care dovedește importanța implicării mediului de afaceri în învățământul profesional și rezultatele care se pot obține atunci când există încredere și colaborare pentru a adapta educația la cerințele societății și economiei cunoașterii. Dacă ne dorim oameni calificați, consider că școala și mediul economic trebuie să-și regăsească parteneriatul firesc și încrederea reciprocă. În acest parteneriat și universitățile pot colabora îndeaproape cu liceele pentru a oferi tinerilor absolvenți posibilitatea unei tranziții adecvate,
bazate pe certificarea rezultatelor învățării conform modelelor europene de recunoaștere. Pentru ca noile generații de elevi să beneficieze de sprijinul unor cadre didactice bine pregătite, care țin pasul cu dinamica schimbărilor tehnologice, este necesară redobândirea statutului social meritat al dascălilor, în calitatea lor de creatori de viitor. Dragi elevi, doamnelor și domnilor, o societate integră și prosperă are nevoie de excelență. Excelența trebuie susținută în toate domeniile, mai ales în educație, indiferent de forma de învățământ. Iar metodele care au dus la apariția ei merită a fi promovate și utilizate de comunitatea școlară. Valoarea școlii este dată de capacitatea de a educa tinerii în spiritul societății în care dorim să trăim. O societate care promovează munca și performanța, în care contează valoarea fiecărei persoane și care are grijă ca nici un copil să nu piardă șansele pe care propriul talent îi le conferă. Vreau să închei sublinind încă o dată nevoia unei dezbateri naționale serioase asupra viitorului educației și școlii românești cu toți actorii interesați. Aceasta implică și o abordare diferită față de cadrul normativ. Vă spun limpede că nu voi gira modificările legislației privind educația fără ca ele să treacă prin filtrul unei atente și consistente dezbateri publice în care cei implicați să ajungă la un numitor comun într-o abordare pe termen lung. Dragi elevi, vă urez un an plin de realizări și vă încurajez pe toți să vă urmați chemarea și înclinațiile. Dragi profesori și părinți, vă doresc succes și multă putere de muncă. Tuturor vă doresc un an școlar foarte bun, cu reușite și mulțumiri. Vă mulțumim, domnule președinte. Onoarea pe care ne-ați făcut-o ne obligă mai mult ca oricând să facem din școala noastră un campion al calității în educație. Distinse domnule ministru al educației, este o deosebită onoare pentru colegi. Reducerea absenteismului considerat ca factor major generator de abandon. Excelența voastră, domnule președinte, distinse domnule ministru, vă invităm să petreceți câteva minute alături de elevii și profesorii de la Colegiul Economic Ionica și să aveți o scurtă întâlnire cu oficialitățile județului nostru în restaurantul școală junior pentru a vedea și baza de instituire practică a școlii noastre. Domnule rector,
facem imensă onoare de a-l invita pe maestru. Sunt mai aproape, nu poate să nu. Legat de oferta noastră, avem un gamă larg de produse și în principal ne bazăm pe smoothie-uri. O încercăm să promovăm un stil de viață sănătos și avem și cocktailuri, de asemenea, mincicuri și în sezonul rece ne-am decis să continuăm cu comercializarea cerului. Vă puteți vedea produsele noastre aduc mai multe beneficii, pentru că sunt Noi ne ocupăm cu comercializarea florilor și a aranjamentelor florale. În ultimul an am implementat un proiect, grădinile verticale, cu care am participat la Business Plan. Business Plan este un concurs organizat de Ministerul Educației, prin care ideea simulată din firma de exercițiu e transpusă într-o idee reală de afaceri. Cu firma am participat și la Târgul Internațional al Firmelor de la București, unde am obținut 3 premii. Și acum aș dori dacă aveți timp să vă prezint și o firmă cu noi noastre la achiziționarea 5 aranjamente florale și azi de un discount de 25%. Foarte mișor. Da, exact. Doamna profesor de Roxana Georgescu. Este sus că mai are alte firme. Ne așteamă la etaj. Bună ziua, copii! Vă prezint o altă firmă de exercițiu. Ați luat? Am câștigat numeroase premii la săvârșiri naționale cât și internaționale. Cele mai importante sunt expuse aici. Premii la săvârșiri la Târgul Național al Tinerilor de Exercițiu din București 2014 și premiul întâi pentru cel mai bun catalog anul precedent. De asemenea, că mama sunt dedicat să încearcă ca în fiecare an să aducă pe piață ceva nou, ceva inovativ. Și după cum puteți observa, anul acesta, oferta noastră specială a constat de niște rochi făcute din materiale reciclabile de calitate. Foarte bine, mulțumesc! Vă doresc succes! Vă rog să-mi permite să vă prezint coordonatoarea. Să pună. Pare bine. O altă firmă de exercițiu. Bine ați venit la prima de exercițiu. Bine v-am găsit. Numele meu este Ioana Rulescu, sunt asistent manager. Firma noastră prestează servicii de publicitate încă din 2005 și în prezent suntem 12 ani. Obiectivul nostru este de a atrage mai mulți clienți de fidelizat, în oferirea unor servicii profesionale de înaltă calitate, ce vizează crearea spoturilor publicitare, logo-urilor și site-urilor web. Firma noastră oferă servicii și materiale, precum grafic design, web design, paper design, flyer design. Acestea sunt servicii și produse de calitate prin care firmele trebuie de firme din țară. Mediul virtual, așa. pot atrage un portofoliu de mână mare din client. Mulțumim! Mulțumim!
de exercițiu. Numele meu este Sorina și sunt director comercial la Comandă Cătălina. Prima noastră a fost înființată în 2005 și are ca obiectivitate capital individual. Avem temat să vă prezentăm câteva dintre măsurile pe care le folosim. Iar în partea aceea, Stantului este firma mamă. Vă prezentăm doar câteva efecte de la firma mamă. Un catalog. Fiecare firmă de exercițiu are până la reală o firmă mamă, de unde se documentează și firmă care susține activitatea firmei de exercițiu. În postul de manager al firmei, noi reprezentăm Dolce Vino, o firmă de exercițiu care comercializează vinuri non-alcoolice. Noi avem o gamă variată de vinuri, non-alcoolice majoritatea franțuzești, însă și din Germania, Portugalia, pentru diferite activități, dacă doriți să uitați pe catalogul nostru. Am câștigat foarte multe premii, mai ales la trecul firmelor de exercițiu de la Praga, din 2005. În fiecare an. Mulțumim foarte mult! Am vrut să vă mulțumim și cadou. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă doresc succes! Mulțumim! Poftiți, domnule președinte. Bine, 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 misiunea noastră este de a atrage clienți, de a-i convinge de calitatea serviciilor noastre și de a genera alți clienți promovându-ne. Telepres se ocupă cu activitatea de difuzare a programelor de televiziune, pagini web, creare banere, afișe publicitare, etc. Din anul 2004 până acum, piața s-a schimbat și a trebuit să ne adaptăm la cerințele actuale ale pieței și anul acesta am vrut să ne ajutăm mai mult pe consultanță financiară. Și promovăm un stil de viață echilibrat în rândul firmelor. Și la business plan? Și la business plan. După ce ați câștigat două business plan? Da, în anul 2010 și 2012. Am câștigat și la Zagreb în anul 2004 și iar aceasta este contribuția noastră ca și generație la firma Teleprest. Locul 2 pentru cea mai bună prezentare în 2 ani diferiți. Contribuția lor ca generație, pentru că firmele trec de la o generație la alta, da, se vând, se negociază. Și cine este mai bun, cel mai bun firma. Câștigă, nu? Exact. Care este o firmă puișor, creată vreme două luni de zile, tot în proiectul post-grup. De ce e singurică? Ca o firmă sucursală a Delicious, misiunea noastră este satisfacerea nevoilor clienților, dar și fidelizarea acestora. Ne propunem să devenim un nume important în comercializarea ciocolatei, iar pentru asta vrem să promovăm firma. Denumirea noastră vine de la Ludwig Chocolat, persoana care a descoperit ciocolata. În urmă, sigla, leul nostru, este un conducător, ceea ce dorim să devină ciocolata, firma noastră de ciocolată pe piața internațională, iar sloganul de Taste of Paradise este într-o limbă internațională pentru a ne putea lansa oferta pe piața internațională. Ei bine, oferta noastră cuprinde elemente definitorii și este foarte diversificată, iar pentru mai multe detalii despre noi și oferta noastră, vă oferim un set de materiale promoționale. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! Bună ziua! Bună ziua! Domnule președinte,
Cel mai important lucru este că ne considerăm o mare familie, cum spuneam și în cuvântul meu. Anului școlar, pentru mine este un moment deosebit. E prima dată că particip la deschiderea anului școlar în calitate de președinte al României. În anii dinainte am participat în partea autorităților. Și în acest fel sunt în situația bună de a ști și ce pot face autoritățile școlare și ce se poate face din partea autorităților publice locale. Și cred că aici aveți un rol foarte, foarte important. Orice comunitate are școli așa cum și le dorește. O comunitate care se implică are școli foarte bune și o comunitate care nu se implică are școli care câteodată au cadre foarte bune, dar în ansamblu rezultatele rămân, din păcate, de multe ori modeste. Eu vă încurajez să vă implicați foarte mult. Sunt foarte bucuros că atât președintele Consiliului Județean, cât și inspectorul general și primarul pe care chiar acum aici. Mi-au spus că doresc să fac acest lucru, o iau ca atare. Nu cred că ați spus-o doar ca să fiu eu mulțumit că am venit în vizită. Și se vede. O astfel de unitate este o mândrie pentru întreaga comunitate din Târgoviște, din județul Dâmbovița și vă încurajez să sprijiniți cât puteți de mult unitățile școlare în ceea ce au ele nevoie. Eu cred în autonomia școlară autonomie într-un mod rezonabil, dar cred foarte tare în descentralizare. Și din păcate, la noi lucrurile au rămas agățate cam la mijloc. Nici descentralizarea nu s-a dus până la sfârșit, nici autonomia universitară, că aici putem să vorbim de o adevărată autonomie, nu este chiar așa de autonomă. Și atunci apare o ecuație foarte complicată, care însă dă rezultate foarte bune atunci când toți actorii implicați doresc să rezolve problema. Am cunoscut situații în care inspectoratul școlar cu conducerea școlii au dorit să realizeze lucruri, dar fără sprijinul comunității au reușit doar într-o relativ mică măsură. Cum am cunoscut situații în care autoritățile împreună cu școala au dorit să rezolve problema, dar inspectoratul sau ministerul nu a dorit din vari motive să se implice total și rezultatele iarăși au lăsat de dorit. Evident, cele mai bune rezultate se obțin atunci când și de la județ, și de la primărie, și de la inspectoratul școlar, de la prefectură, se obține un consens așa, sănătos. Se pot realiza colaborări foarte bune și acolo unde nu toată lumea provine din același partid. În discuții politice sau când asculți analiștii la televizor, câteodată ai impresia că lucrurile se pot rezolva numai acolo unde există așa un monolit de partid. Nu. Lucrurile se pot realiza atunci când aleșii și cei care sunt însărcinați cu conducerea sistemelor doresc să facă ceva pentru comunitatea lor. Indiferent de culoarea politică, indiferent de implicarea politică, și acest lucru este important și trebuie să avem grijă să transmitem această informație că se poate, făcând abstracție de lupta politică. Anul școlar care începe astăzi este unul care cu siguranță va fi perturbat, sper foarte puțin,
de cele două rânduri de alegeri care ne așteaptă. Și vă rog să nu lăsați alegerile și politica între partide să devină un factor de deranjare a anului școlar. Faceți în așa fel încât în școală să fie liniște și sprijin din toate părțile, iar în rest, în campanie, prezentați-vă cu precădere ideile și nu scandalurile. Și atunci lucrurile vor funcționa foarte bine. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc succes și numai bine. Doamne ajută, numai bine! La revedere! Vă mulțumim! La revedere!